Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Începem cu detalii halucinante în cazul primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. E oficial acum, edilul a reușit să păcălească poliția de frontieră și să plece din țară ieri dimineață, cu foarte puțin timp înainte de anunțarea sentinței în dosarul său de luare de mită. Șeful poliției de frontieră a dat toate detaliile fugii lui Cherecheș, personaj care a ieșit din țară folosindu-se de o identitate falsă pentru că era dat în consem la frontieră, aflându-se sub control judiciar. Iată declarațiile. Revenim imediat la discuția cu invitații. Cherecheș Cătălin a ieșit din țară prin frontiera cu Ungaria, prin punctul de trecere Petea, la ora 7:49. Folosind o altă identitate, aparținând unei rude, o persoană de sex masculin. La ora menționată, la controlul de frontieră efectuat pe teritoriul maghiar, s-a prezentat un autovehicul înmatriculat în România, în care se aflau două persoane, conducătorul auto, care figura în regim de taxi, și un pasager pe scaunul din dreapta față. Cele două persoane s-au legitimat cu cărți de identitate românești, dintre care una, cea a pasagerului, aparținea unei rude a numitului Cherecheș Cătălin, persoană care locuiește într-un stat din Europa. Da, Cherecheș Cătălin, care locuiește într-un stat din Europa, vă prezint invitații cu care comentăm subiectele acestei ore. Alături de mine în platou, avocatul Cornelia Lalu. Mulțumesc foarte mult, doamna avocat. Mulțumesc și eu pentru invitație. Într-o legătură telefonică, Adriana Stoicescu, realizatorul emisiunii Fără de Lege. Bună ziua, mulțumesc, Adriana. Imediat vedem ce se întâmplă cu această legătură. Și Ciprian Purice, jurnalist, de asemenea prin telefon. Mulțumesc, Ciprian. Salut, mâinile, mulțumesc și eu. Doamna avocată, am să încep cu dumneavoastră. Am ascultat împreună un scurt fragment din declarațiile pe care le-a făcut Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în această dimineață. Știți, parcă suntem, mi-aduc aminte, în copilărie era un joc care se numea Păcălici. Deci noi suntem acum Păcăliciu, care taie toate problemele, inclusiv problema domnului Cherecheș, care a tăiat mai demult și problema, pentru că mi-aduc aminte și de fuga lui Sebastian Ghiță, și altor clanuri de interlopi. Ceea ce ne-a povestit domnul general de la Poliția de Frontieră este, sau de la Inspectoratul Județean, nu știu de unde? De la Poliția de Frontieră. De frontieră. Îmi arată o crasă neglijență în serviciu a Poliției de Frontiere. Și nu agentul care a fost în la ora 7:49 este de vină, ci întreg sistemul. Pentru că nimeni nu poate să-mi spună că un om precum Cătălin Cherecheș, care era în control judiciar, nu a avut o supraveghere informativă înainte de pronunțarea soluției definitive în cazul său. Deci faptul că acest inculpat, condamnat în prezent, aflat, să zicem, presupus în executarea pedepsei, nu a fost supravegheat, deși pe camerele de luat vedere am înțeles că la ora 4 dimineața este filmat intrând în primărie, unde probabil a făcut acel video care l-a transmis privind nevinovăția sa. Deci faptul că el la 7:49 are posibilitatea să părăsească țara arată că statul român este un stat slab, un stat care, în care instituțiile statului, nu instituții de forță, instituții corecte care trebuie să aplice legea. Deci un control judiciar aplicat acum mai puțin de o lună sau la sfârșitul lui septembrie, tocmai pentru că acest inculpat, condamnat să nu fugă din țară, iată că nu-și dovedește eficiența. Da. Adriana Stoicescu, dacă ne auzim, mulțumesc. Da. Da, Andreea, bună ziua. Da. Declarațiile Inspectoratului General al Poliției de Frontieră continuă scenariul unei telenovele cu care domnul Cătălin Cherecheș deja ne-a obișnuit. A ieșit din țară prin punctul de frontieră Petea ieri la 7:49 de minute, folosindu-se de identitatea unei rude. Spune-ne, te rog, ce informații ai tu, pentru că în presă a fost o întreagă confuzie legată de faptul că ar fi vorba de un văr, că ar fi vorba de un nepot. Despre cine ar fi vorba mai exact? Și vorbim imediat și cu doamna avocat. Ce riscă persoana în cauză? Este vorba despre un nepot pe care îl cheamă Daniel. Încercăm, poliția refuză să dea numele întreg al bărbatului. Cătălin Cherecheș a ieșit din România cu 3 ore înainte de a se da sentința, folosind pașaportul acestui văr.
Este încă o gafă crasă a sistemului Ministerului Administrației și Internelor. În urmă cu o săptămână confundau un oltean cu unul dintre criminalii de la Sibiu. Acum, pur și simplu, l-au lăsat pe Cătălin Cherecheș, aflat sub control judiciar, să iasă din țară. Adriana, urmărești de foarte mulți ani ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Am vorbit împreună și despre gafele din cazul crimei de la Sibiu. Și așa mai departe, agentul de frontieră, înțelegem că va răspunde disciplinar, nu e o persoană nouă angajată, nici asta n-ar fi fost o scuză, are 20 și ceva de ani de experiență. Domnul Cherecheș e poate una dintre cele mai cunoscute persoane din acea zonă. A avut mai multe mandate de primar, iar în ultimele luni a fost protagonistul unei adevărate telenovele intens mediatizată. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Da, este adevărat. Mai mult că în teritoriu persoanele acestea, primari, președinți de consilii județene, sunt vedetele zonei, sunt foarte cunoscuți. Eu cred că la Vama Petea Cătălin Cherecheș era arhicunoscut, ieșea din țară când voia și când nu voia. Este vorba despre o neglijență crasă a ofițerului de la Poliția de Frontieră. Șefii lui se disculpă spunând că nepotul a cărui pașaport a fost folosit seamănă izbitor de mult cu Cătălin Cherecheș. Acum sunt mai multe date. Dacă acest nepot a lăsat pașaportul de bună voie lui Cătălin Cherecheș sau Cătălin Cherecheș și-a furat pașaportul. Iar trebuie să ne lămurească atât Poliția Română cât și Poliția de Frontieră dacă acest nepot se află pe teritoriul României, că dacă figurează că a intrat, Cătălin Cherecheș putea ieși foarte ușor din România folosind actul fals și bazându-se pe neglijența celui de la Poliția de Frontieră. Dar dacă nu este în România și figurează că a ieșit, cum a mai ieșit încă o dată dacă el plecase din România cu ceva timp înainte? Sunt foarte multe semne de întrebare. Poliția de Frontieră ar trebui să ne lămurească cât și Poliția Română. Aduceți-vă aminte că Elena Udrea, cu câteva ore înainte de a se da sentința, nu a putut ieși din țară, a fost urmărită și prinsă. Cătălin Cherecheș se pare că nu era filat, nu era urmărit în condițiile în care se știa clar că se va da o sentință, se știa clar că înainte cu două săptămâni, după aproape o lună, familia lui încerca să o mituiască pe judecătoarea care urma să dea sentința. Este o telenovelă de prost gust și nu știu dacă este regizată cu acordul instituțiilor statului sau fără acordul lor. Da, văd că pe surse apar informații că s-ar fi folosit de un act de identitate al unui verișor de-a lui, un nepot al mamei sale. De aici confuzia dintre da, este un nepot care locuiește în Germania. Bun. Ciprian Purice, venim la tine cu discuția în acest punct în care avem și părerea unui avocat și părerea jurnalistului Adriana Stoicescu. Cum vezi tu, ca jurnalist, toată această telenovelă de prost gust, așa cum a descris-o Adriana, cu accentul sprijinului sau nu al autorităților de acolo? Eu m-aș fi bucurat ca după conferința de presă sau în cadrul conferinței de presă a domnului Ivașcu, cel pe care ne-l-a talentat la început, care este șeful Poliției de Frontieră la nivel național, acest domn să ne comunice printre altele următoarele. Am demis întreaga structură de Poliție de Frontieră teritorială Oradea, că înțeleg că de punctul Oradea ține pe acest Petea. Doi, am dispus anchetă având în vedere cele petrecute. Am urmărit cu atenție aceste declarații căutând aceleași detalii ca și tine, Ciprian. A spus doar atât, agentul de frontieră va răspunde disciplinar și acum se fac instructaje la frontieră pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Și cine plătește? Nu vă supărați, pentru că întotdeauna noi știm în instituțiile de stat există o vină penală, contravențională sau ce ține de regulament și există și o vină morală a șefului instituției. De asta există instituția demisiei de onoare, prin care îți dai demisia atunci când se petrece ceva foarte, foarte grav în cadrul instituției tale. Vorbim de Cherecheș.
care nu e vreun interlop pe care nu-l cunoaște nimeni, nu e vreun miliardar fără chip, e un personaj a fi cunoscut, cum să-l confunzi? Și dacă îl confunzi și ai dubii, de ce îl lasă să treacă? Adică chiar suntem luați de proști? Aici e mâhnirea. Și în loc ca șeful poliției de frontieră să anunțe că își depune mandatul sau în cel mai fericit că se pune la dispoziția ministrului de interne pentru cele întâmplate, dumnealui ne anunță senin, așa că l-a confundat Vameșul. De parcă noi suntem toți niște copii de 2 ani jumate și nu înțelegem pe ce lume suntem. Mai mult decât atât, dacă o să ne uităm la acest domn Ivașcu, poate o fi o speculație sau poate nu, dar vine fix din zona Baia Mare. Vine fix din Maramureș. Acolo a debutat în carieră, acolo a activat atâta vreme. Deci cu atât mai mult că are o legătură, a muncit în acea zonă și se cunoaște, unii spun că ar fi lucrat la, inclusiv la permise la Baia Mare, da? La IPJ. Deci mai, cu atât mai mult ar trebui pentru a curăța, depune efortul de a curăța imaginea poliției române în ansamblu și a Ministerului de Interne, trebuia să facă un pas în spate. Plus că de unde am avut anchetele, de la Calafat, de la Sculeni. Deci poliția de frontieră de câteva zile încoace este gaură în gaură merge. Bilă neagră după bilă neagră ne tot vin. Și ei, chestorii, domnii chestori, stau liniștiți în vârful poliției. Păi de ei nu se atinge nimeni și n-au nicio vină. Da, doamnă avocat, foarte interesant. Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, cu doar câteva ore înainte de sentința finală, posta la derută un mesaj video înregistrat la ora 3 dimineața, ca și cum ar fi fost în direct. Și spunea în felul următor: onoarea ți-o construiești o viață întreagă și o pierzi într-o clipă. Am fost acuzat pe nedrept. Ce ironic să vorbești despre onoare cu câteva ore sau cu câteva minute înainte să pregătești o trecere frauduloasă a frontierei cu folosirea unei identități false. Ce date noi adaug acestui personaj de film ultimele noutăți? Ca să spun așa în glumă, onorabilitate și curaj. Adică un bărbat, îl vedem în imagini, care are curajul să treacă cu un pașaport fals, ca orice traficant de frontieră. Deci curajul și onorabilitatea domnului Cherecheș s-a limitat la a folosi niște acte false la o trecere frauduloasă a frontierei cu actele altei persoane. Ceea ce pe mine mă face să cred că această ieșire din peisajul românesc al domnului Cherecheș a fost gândită cu foarte mult timp înainte. Deci eu cred că de la prima sentință pronunțată cu condamnarea de 5 ani, domnul Cătălin Cherecheș și-a organizat această ieșire din decorul spațiului românesc. Pentru că, să nu uităm, a făcut o nuntă fastoasă, transmisă pe Facebook-ul primăriei. După aceea a încercat socrii acea mituire a judecătoarei din cauză. S-a încercat după aceea recuzarea acelei judecătoare, pentru că, să nu uităm, Cătălin Cherecheș a făcut eforturi deosebită de a scăpa de condamnarea pronunțată în calea de atac, tocmai pentru a o compromite pe acea judecătoare. Iată că au venit cei 5 ani, el s-a pregătit, este clar, la 3 și ceva a filmat, la 4 este filmat ieșind din primărie și clar la ora 7 avea totul pregătit pentru a trece frontiera. Pe mine mă interesează, și domnul Chestor, nu știu dacă a răspuns, că n-am văzut întreaga conferință, mă interesează cum de-au identificat acum persoana Cherecheș cu datele, exact, minutul. Deci asta înseamnă că se știa sau poate unitățile de frontieră maghiare au transmis acest lucru. Pentru că asta e important. Cum au identificat acel taxi? Pentru că, iertați-mă, un taxi care trece frontiera trebuie să aibă carte verde, asigurare specială și așa mai departe. Deci este clar că el a fost transportat până într-un anumit punct de unde a fost preluat probabil de altă mașină. Acel șofer de taxi este o persoană extrem de importantă care acum trebuie să fie, să zicem, anchetată, pentru că totuși a transportat un condamnat. Și să nu uităm, exact cum spunea și Adriana Stoicescu și domnul Purice,
Cătălin Cherecheș este o vedetă. Noi să nu uităm acest lucru. Nu este un primar dintr-o comună amărâtă despre care nu cunoaște nimeni. Este un fost prieten al Elenei Udrea. Este un om care a finanțat partide. Este un om care a finanțat și pentru care are această condamnare echipe de fotbal și așa mai departe. Deci era vedeta Transilvaniei, ca să spun așa. Nu putea din punctul meu de vedere, el nu putea trece să zicem, neperceput de către organele de frontieră să treacă granița României. Deci, cu colaborarea, din punctul meu de vedere, a organelor de la frontieră a trecut. Ești de acord, Adriana? Cum să fi scăpat în acel moment, la 7.49, să fi trecut imediat 2 minute, i-a luat să treacă vama, dar acum să aflăm, în momentul în care e acest mandat de urmărire internațională, să aflăm exact mașina, contextul, actele false și minutul exact al trecerii? Eu sunt convinsă că domnul Cătălin Cherecheș și-a pregătit din timp această fugă. Sunt de asemenea convinsă că a beneficiat de ajutorul cuiva de la Poliția de Frontieră. Refuz să cred că acel ofițer nu și-a dat seama că acest pasager din taxi nu seamănă cu Cătălin Cherecheș, că nu ar fi cel din pașaport. Poate doar de-abia se sculase ofițerul respectiv, era foarte obosit și a verificat și el pe repede înainte. Dar repede, dacă acel văr se afla în România, să zicem că putea ieși bine mersi din țară. Dar dacă nu figura că a intrat în România, ci ieșit, nu știu cum de a putut să iasă și oricât de adormit ar fi fost acest ofițer de poliție de frontieră, sistemul îl avertiza. Vezi că personajul ăsta a ieșit din România, pentru că acel pașaport are un CNP, indiferent cu ce ar fi intrat sau ar fi ieșit vărul, nepotul lui Cătălin Cherecheș din țară, CNP-ul figura în sistem, ori intrat, ori ieșit din țară. Doamna Vocă, ce riscă vărul lui Cătălin Cherecheș, nepotul mamei sale, de-a cărui identitate s-a folosit pentru a trece fraudulos frontieră? Sunt mai multe probleme aici. Problema este dacă, să zicem, poate a declarat pașaportul furat cu 24 de ore înainte. Dacă nu l-a declarat furat sau dispărut sau pierdut, într-adevăr, este o complicitate la trecerea frauduloasă a frontierii, la amânarea, la actului de identitate unei alte persoane. Dar așa cum îl văd eu pe domnul Cherecheș, s-a acoperit de absolut toate acuzațiile care i-ar putea fi aduse, doar că îi va rămâne acuzația de însușirea unei identități false în a trece frontiera. Vom vedea, însă, v-am spus, important este cum de o persoană atât de mediatizată, atât de cunoscută, până și Sebastian Ghiță, când a trecut frontiera, el nu era atât de cunoscut. Adică îl cunoșteam noi, oamenii care mai colaboram cu presa, cineva din Parlament, dar nu avea notorietatea lui Cătălin Cherecheș. Cătălin Cherecheș este o persoană cu mare notorietate și foarte, foarte cunoscut, mai ales după acea nuntă transmisă de către toată televiziunea. Deci nu pot să cred că sistemul de frontieră de la Petea nu cunoștea persoana anumită Cătălin Cherecheș. Da, Răzvan Doseanu, avocatul domnului Cătălin Cherecheș, e în direct cu noi. Vă mulțumesc, domnule avocat. Să rămână. Declarații incredibile, demne de un scenariu de film, au venit astăzi de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Dumneavoastră, ce părere aveți despre tot ceea ce s-a vorbit astăzi și ce comentarii ați avea de făcut la cald? Mai concret, la ce vă referiți? Nu știu. Vă surprinde faptul că domnul Cătălin Cherecheș, clientul dumneavoastră, a trecut fraudulos frontiera folosind o identitate falsă? Mă surprinde și sper să nu se confirme ce spuneți dumneavoastră. Tocmai s-a confirmat. Poliția, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a declarat în această dimineață că domnul Cătălin Cherecheș a ieșit din țară prin punctul de frontieră Petea ieri, la ora 7:49, s-a folosit de identitatea unei rude, ar fi vorba despre un nepot al mamei sale, văr cu dumnealui,
profitând de o asemănare a fizionomiei și aceștia se aflau într-o domnul Chereche se afla într-o mașină care circula în regim de taxi. Acestea sunt informații oficiale, nu sunt pe surse. Comentariile dumneavoastră, vă rog. Cu siguranță o astfel de situație nu îl ajută pe domnul Chereche în demersurile viitoare privind situația sa juridică, cu atât mai mult cu cât apare, din păcate, doar după pronunțarea hotărârii, fixat și termenul pentru strâmbare la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 7 decembrie anul acesta. Deci în 7 decembrie se va soluționa cererea de strămutare. Da. Andreea. Te rog, Adriana. Adriana Ștecescu, domnule avocat, vreau să vă întreb ceva. Când a plecat, ieri când a plecat din țară, nu știu, dumneavoastră ați discutat cu el, nu aveați întâlnire să mergeți să vedeți ce sentință se dă? Când ați vorbit ultima dată cu clientul dumneavoastră? Am spus-o deja, cred că într-o intervenție de ieri dimineață, tot de la dumneavoastră. Ultima dată am vorbit joi seară și sunt cu atât mai surprins cu cât am discutat pe ambele posibile soluții, atât cea de achitare cât și cea de condamnare, și discuția a fost clară. Domnul Chereche mi-a spus, voi respecta hotărârea judecătorească, indiferent că va fi pozitivă sau negativă. Care era starea de spirit a domnului Chereche ultima dată când ați vorbit cu dânsul? Normal, n-am sesizat nimic deosebit. Dar cu mama dânsului ați vorbit ieri? Nu. Cu dânsa ați vorbit vreodată? Acum, haideți să păstrăm o limită. Păi nu, încercăm, pentru că și doamna este... Doamna nu este... N-am răspuns. Vă pot răspunde că n-am vorbit nici ieri, nici când spuneți dumneavoastră, dar v-aș ruga totuși, v-am dat niște detalii. Știți de ce, domnule avocat? Pentru că domnul Chereche și-ar fi fugit din țară prin vama Petea, deși era sub control judiciar și nu avea voie să iasă din România, și s-a discutat de asemenea despre faptul că mama edilului ar fi decolat din Germania spre Italia, pe insula Pantelleria, unde familia ar avea mai multe proprietăți. Dumneavoastră știți ceva despre asta? Cum nu vă poate spune? Absolut nimic de proprietățile din Italia, nici de decolarea mamei. La modul cel mai serios nu cunosc. Cum îi îngreunează cazul ultimele noutăți domnului Chereche? Gândiți-vă că niște magistrați se vor pronunța în primul rând asupra cererii de strămutare și ulterior probabil pe contestația în anulare, dată fiind situația clară, indiscutabilă de incompatibilitate a doamnei judecător care a formulat denunțul la DNA împreună cu mama și care, din păcate, cu tot respectul pentru profesionalismul doamnei judecător, nu putea fi imparțial atâta timp cât soarta mamei sale, și mă refer aici la soarta penală și poate chiar libertatea mamei doamnei judecător, depindea exact de procurorul care în 2016 l-a trimis în judecată pe Cătălin Chereche. Adică, dacă se confirmă ceea ce a apărut în mass media, în comunicat și pe sursele dumneavoastră din acele stenograme, pare că am fi în prezența unui trafic de influență din partea mamei la fică. Într-o astfel de situație, un denunț nu operează ca și o cauză de exonerare de pedeapsă. Orice judecător din România cred că nu ar putea fi imparțial când libertatea propriei mame depinde de soluția dată în acel dosar. De aceea spun că șansele ar fi fost, spun eu, mari pentru o strămutare. Dar nu știu ce judecător ar avea tăria și puterea să aplice legea și să constate că într-adevăr a existat o imparțialitate la Curtea de Apel Cluj, în condițiile în care, sigur, situația domnului Chereche este cea pe care o prezentați dumneavoastră acum. Cu siguranță plecarea domnului Chereche nu ne ajută cu nimic și ne îngreunează eforturile în apărare, în exercitarea demersurilor legale pe care le luăm în calcul. Dar iertați-mă, domnule coleg, doamna judecător, din câte mi-aduc eu bine aminte, a făcut cerere de abținere, care i-a fost refuzată. Cunoașteți motivarea acelui refuz a admiterii cererii de abținere? Da, s-a publicat și motivarea în mod întâmplător
doar după pronunțarea hotărârii definitive de condamnare. Sigur, e soluționată de colega dumnei de complet, cu care a și dat soluția împreună cu un alt judecător, e soluționată cererea de abținere și se spune că nu e nicio problemă dacă împreună cu mama a făcut denunț la DNA, dacă a colaborat cu DNA-ul, dacă asupra mamei planează suspiciunea de trafic de influență, pentru că dacă a făcut la denunț la DNA, înseamnă că e total imparțială și îl va judeca în mod obiectiv pe Cătălin Cherecheș. Potrivit probelor și convingerilor sale, da? Da, potrivit da, probatoriului și convingerilor magistratului. Lipsei de imparțialitate. Acum nu știu ce magistrat din România ar putea fi imparțial când procurorul în orice moment poate conferi calitatea de suspect propriei mame a magistratului pentru, spre exemplu, nu formulez acuzații, un trafic de influență, așa aparent rezultate acolo. Adică la trafic de influență faci denunț, dar legea nu te exonerează de răspundere penală, eventual se reține o circumstanță atenuantă. Și atunci cred cu tărie că, din păcate, cu tot respectul pe care l-am față de doamna magistrat, nu a putut să fie imparțială în acest proces și ar fi trebuit să se admită acea declarație de abținere, care, din păcate, declarația de abținere, în final, nu știu dacă ați văzut-o, spune că doamna se abține, dar la final le cere colegilor să-i respingă declarația de abținere, spunând că vrea să judece acel dosar. Și scuzați-mă, mai am o curiozitate de la dumneavoastră, că nu știu dosarul domnului Cherecheș. Când se împlinește termenul de prescriere, un eventual termen de prescriere pentru fapta de însuși? Peste 7 luni, în 26 iunie 2024. Mulțumesc. Adică era suficient timp pentru judecarea apelului în condițiile în care, practic, în apel s-au respins toate probele și s-ar fi pus problema doar a unor noi dezbateri pe fond. Să fim serios, un apel în 7 luni îl judeci de 100 de ori, dacă vrei, dai termen tot a doua zi în cauză. A fost o falsă problemă cu prescripția, doar pentru a se deturna atenția de la adevărata situație din dosar, în condițiile în care domnul Cherecheș nu este cel care, din punctul nostru de vedere, a tras de timp, doar amânarea pronunțării la prima instanță, doar amânarea pronunțării a durat aproape un an de zile. După care, în apel, un magistrat pe probleme de sănătate, care ulterior s-a și îmbolnăvit, s-a amânat cauza datorită acestui motiv vreo 7 luni de zile. Motive absolut independente de orice conduită a domnului Cherecheș. Presupun, vă rog, vreau să mai spuneți ceva, doamnă. Nu, mă gândeam că aceasta este problema sistemului judiciar și o problemă gravă pe care legiuitorii, deci persoanele din Parlament, cele 465, nu vor să o lămurească. Cu înlocuirea magistratului în judecarea unui dosar penal, noi ne aflăm în situația, nu numai la domnul Cherecheș, în general, în momentul în care intervine un nou judecător care vine după cel care s-a pensionat sau cel care a promovat la instanțele superioare, dosarul se ia de la început, cu toate probatorile, și atunci iarăși ne lungim. Da. Normal ar trebui ca legea să fie astfel modificată, ca judecătorul că pensionarea nu vine aerian așa deodată ca un accident. Se știe că 45 de ani sau vârsta de vechimea de 25 de ani o împlinește un judecător peste un an, să zicem. Normal ar fi ca acea decizie de pensionare sau acea decizie de promovare la instanța superioară să aibă loc după ce judecătorii respectivi soluționează, termină cu toate dosarele, pentru că altfel este și o cheltuială a statului întorcându-ne cu procedurile, este și un avantaj pentru unii inculpați. Da, domnule avocat, în contextul în care... Am o întrebare, dacă îmi permite. Vă rog. M-ar interesa un punct de vedere. Credeți că se pun probleme de lipsă de imparțialitate în condițiile în care, totuși, nu discutăm cazul Cherecheș, discutăm la nivel ipotetic. Un judecător se implică activ exact în legătură cu dosarul în care urmează să dea soluția. Nu discutăm cazul Cherecheș, discutăm la nivel general. Și mama judecătorului respectiv stă la, să nu zic pixul procurorului, la decizia procurorului, care poate să decidă dacă conferă calitatea de suspect sau chiar cere măsuri preventive față de propria mamă. Ar fi normal ca un astfel de judecător să fie considerat imparțial și să dea soluție? Vă pot eu răspunde, domnul avocat, dacă îmi permite, doamna Moraru. Vă rog. Vă rog.
Nu mi se pare imparțial speța asta, la fel cum nimeni în țara asta nu crede că domnul Cherecheș nu știa despre ce face mama soastră dumneavoastră. Deci să înțeleg că judecătorul n-ar fi trebuit să judece cauza. Da, și domnul Cherecheș ar trebui să nu mintă o țară întreagă spunând că în habar n-avea ce făcea mama soastră și cu soția, mama copilului său. A, deci s-a mers la compensare oarecum. S-a mers la compensare oarecum. Nu o compensare, e o speță care ne arată deopotrivă găunoșenia sistemului de justiție și găunoșenia administrației publice și a oamenilor politici pe care noi am votat. Da, domnule avocat, domnul Cherecheș e dat în urmărire internațională. Știm deja oficial, a trecut fraudulos frontiera ieri la ora 7:49 prin Vama Petea folosind acte false. Dacă vă contactează, ce aveți de gând să-i spuneți? Dacă mă contactează, cu siguranță am să-i spun să se predea de îndată, pentru că nu-l ajută cu nimic o astfel de situație în demersurile judiciare care pot fi încă legal exercitate. Avem deja o strămutare care are termen pe 7 decembrie, repet, înregistrată înainte de decizia din apel, și avem un caz clar de contestație în anulare ca urmare a nelegalei compunere a completului de judecată, dată fiind situația categorică de lipsă de imparțialitate a unuia dintre magistrații care au dat soluția în apel. Din păcate, faptul că domnul Cherecheș este plecat nu cred că ne ajută, din contră... Da, nu este plecat, este fugit, domnule Doseanu. Concret, în acest moment, mai sunteți în contact cu cineva din partea clientului dumneavoastră, cu cineva din familie, cu cine țineți legătura? Acum lăsați-mă respectarea. Am și eu niște obligații legale pe care v-aș ruga să le înțelegeți. Nu că nu vreau, cred că am încercat să comunic cu dumneavoastră și să vă spun ce am putut să vă spun, dar am înțeles. Sunt anumite aspecte care chiar nu pot, pentru că legea nu am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Doamna Lălu, concluzii. Ce concluzii să trag? Este al nu știu câtelea inculpat, condamnat, care fuge din țară. Asta, cum spuneam și în prima intervenție, arată un stat slab, un stat care, îmi pare rău să o spun, nu merită să intre în Schengen, pentru că, iată, trecerea frontierei se poate face nu de către domnul Cherecheș, care, să zicem, este un condamnat cu guler alb, dar se poate face de întreg grupuri de mafioți, de interlopi, oameni periculoși, și mă gândesc la cel mai recent caz de la Sibiu, asasinii celui de la omului de afaceri de la Sibiu. Iată că organele statului, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, nu poate stăpâni acest fenomen de fugă a infractorilor. Și avem, și stau și uneori să fac o glumă, să nu-l mai așa apăsăm pe domnul Cherecheș, că mi-e teamă să nu se interneze ca domnul Arsene și să sufere de depresie într-o unitate sanitară din Italia. Da, deci să nu punem mare presiune. Da, să nu punem mare presiune. E o glumă aceasta, ca da, să nu intre în depresie. Ciprian Purice, a nu știu câte le-a condamnat care fuge din țară, spunea doamna Lalu, care a făcut și o paralelă interesantă cu Schengen. Opinia ta. Din ce știu eu, fugarii noștri au coadă după ei. Adică statul român a înțeles gravitatea fenomenului și că degeaba, indiferent de cine e condusă procuratura sau justiția în ansamblu, eforturile justiției sunt degeaba dacă se extinde această practică și oricine e condamnat penal și dispune niște resurse, o șterge din țară și stă bine mersi prin Italia, prin Grecia sau cine știe pe unde. După cazul de la Crevedia cu explozia de la GPL, eu am aflat pe surse încă de atunci că cine ar putea să fugă din țară ca să evite ancheta penală, sau în cazul de față cine ar putea să fugă din țară ca să evite condamnarea penală sau ispășirea pedepsei, sunt monitorizați de către autoritățile statului. Iar cred eu că domnul Cherecheș nu apucă sau nu a apucat să ajungă în Italia, tocmai pentru că cred că e blocat pe unde e blocat și doar o chestiune de formalități, de hârtii, că nu e așa de ușor să aduci un om din altă țară în România, trebuie respectat niște
chestiuni formale și va fi adus în țară. Deci, din ce am discutat eu cu oamenii de ai statului român, încearcă să se blocheze această practică a fugitului din țară. Iar, repet, ieșirea lui prin Vama Petea este strict o chestiune de poliție de frontieră în care noi astăzi deja trebuia să avem demisii și demiteri în lanț. Nu este posibil așa ceva, e o bătaie de joc incredibilă la adresa noastră a tuturor. Da, Adriana, ce așteptăm? Așteptăm să se facă declarații, așteptăm să cadă capete. Cât de tulburi sunt apele în poliție în acest moment? Sunt destul de tulbure dacă privim tot acest ansamblu al ultimelor evenimente care s-au întâmplat. Eu sper să fie și sunt convinsă că va fi identificat Cătălin Cherecheș cât se poate de repede, numai că problema este destul de delicată. Să nu uităm că Italia refuză în mare parte să extradeze, să le trimită mulți infractori care sunt pe teritoriul ei. Uitați-vă la Arsene tu singura ai spus, care găsește tot felul de tertipuri și care spune că dacă vine în România se sinucide, și sunt mulți alți infractori care pot găsi tot felul de pretexte. Acum Cătălin Cherecheș chiar el a spus că a fost umilit, dus la gherla, că este nevinovat. Deci vă dați seama ce presiune va fi asupra dânsului și ce probleme psihice ar putea avea, cu ghilimelele de rigoare, ca să scape. Și să nu mai spunem că el ar putea invoca foarte ușor gafa poliției române cu încurcarea acelui băiat din Oltenia confundat cu unul dintre criminalii de la Sibiu. Ar putea spune în instanță, uitați ce gafe se întâmplă în România, nu mă trimiteți acolo, că uitați ce se întâmplă. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Adriana Stoicescu. Ne reamintim și despre domnul Darius Vâlcov. Darius Vâlcov, despre care spunea doamna Alina Gorghiu, e primul fugar pe care îl aduc în mandatul meu de ministru al justiției, că tot a venit vorba despre fugari. Ei bine, fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov, nu îi mai place viața din închisoare. Și-a exprimat clar nemulțumirea față de regimul său de detenție din penitenciarul Rahova și a luat hotărârea de a solicita instanței de judecată reanalizarea criteriilor care au condus la stabilirea acestuia. Informația a fost confirmată de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan Halkin, care a explicat că o comisie din cadrul penitenciarului decide regimul de detenție al unui deținut după perioada de carantinare. Darius Vâlcov, condamnat la o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, a fost transferat în luna august din Italia și predat autorităților române, fiind ulterior plasat sub custodia penitenciarului Rahova. Motivul principal al nemulțumirii sale este legat de modul în care a fost stabilit regimul sau de detenție, o decizie luată de o comisie internă a penitenciarului. Conform declarațiilor directorului ANP, Vâlcov a formulat o solicitare oficială către instanța de judecată în care solicită reanalizarea criteriilor care au stat la baza stabilirii regimului său de detenție. Astfel, persoanele private de libertate au posibilitatea să conteste deciziile comisiei de stabilire a regimului de detenție, considerându-le neadecvate. Revin la discuția cu invitații, avocatul Cornelia Lalu, a rămas și Ciprian Purice, doamna avocat. Nemulțumiri așadar din partea lui Darius Vâlcov legat de regimul de detenție. Probabil că este în regim închis, nu știu ce regim are momentan domnul Darius Vâlcov. E dreptul lui să solicite în momentul în care consideră că îi se aplică niște măsuri nelegale, reanalizarea criteriilor de detenție. Însă, întotdeauna m-am gândit, astfel de oameni care sunt învățați cu un trai, să zic așa, în ghilimele exagerat de bun înainte de a păți ceea ce au pățit după condamnare, suferă. Normal că suferă. În momentul în care ai lingouri, milioane, mașini, șofer, iubite și așa mai departe. E un regim închis de detenție. Da, de asta nu știam exact în ce regim se află. În momentul în care ai trecut de la acel huzur, ca să zic așa, la o celulă, să zicem, poate are cele mai bune celule care sunt cu câte două paturi, da? Este o restricție pe care trebuie, de asta se și numește regim penitenciar, deci penitență. Ai făcut ceva, ești în penitență. Domnul Vâlcov trebuie să înțeleagă acest lucru. Nu știu dacă s-a recuperat ceva din prejudiciul pe care l-a avut domnul Vâlcov constatat în dosarele penale.
Pentru că până la urmă e și o schimbare de statut, de la o persoană liberă la un condamnat. Exact, exact, dar ei pleacă nu de la o persoană liberă, v-am spus, pleacă de la regimul de huzur, de sultan pe care l-au în această societate și intră la acest regim de penitență. E, așa e viața. Ai făcut niște fapte, de asta se numește penitenciar, regim de penitență. Să regreți, să recunoști, să îți corectezi modul de viață și modul de concepția despre viață, pentru că, iertați-mă, domnul Vâlcov a avut un trai extrem de bun, cât a fost ministru, cât a fost, ce-a mai fost el, președinte de Consiliul Județean, parlamentar, deci a avut niște, o ierarhie pe care a tot urcat. Și la un moment dat a căzut de acolo de sus. Da. Asta-i viața. Doamna avocat, ce semnale transmit în rândul oamenilor politici, deși ei știu foarte bine cum stau lucrurile, dar mai ales în societate, în momentul în care vorbim de fapte de corupție, în momentul în care vorbim despre faptul că nu sunt spitale. Iată, primul spital făcut din bani publici și-a deschis porțile ieri. Nu vorbim despre un astfel de spital făcut din contribuțiile noastre în ultimii 30 de ani. Și vedem cât de ușor e unui condamnat celebru să fugă din țară, să se tergiverseze judecarea lui și în momentul în care în sfârșit ajunge în închisoare să se plângă că nu sunt condiții de lux. În primul rând, felicitări celor două doamne care au militat pentru proiectul Dăruiește Viață și iată avem după 4-5 ani, nici nu mai știu cât a trecut de când s-au apucat de acest spital. Mă întrebați cum privesc. Societatea așa privește. Aceștia sunt niște selectați ai societății care au o viață de huzur. Sunt și aleși? Sunt și aleși. Sunt realeși. Că iertați-mă, dacă ar fi aleși o singură dată și după aceea prin vot cetățenii României ar sancționa, n-ar fi nicio problemă. Am spune, da, avem o Românie care încearcă să se însănătoșească. Dar nu, aceiași oameni, gândiți-vă, îmi pare rău să revin la domnul Cherecheș, că îl vorbim în lipsă, dar domnul Cherecheș era în penitenciar. Din domniei sale îl vorbim în lipsă. Da, exact. Domnul Cherecheș era în penitenciar și a fost ales, da? Parlamentar a pus-o pe mama sa pentru că nu putea candida în Parlament. Dar sunt mulți primari care au fost aleși și realeși din penitenciar. De asta România în continuare rămâne un stat bolnav, un stat care este bogat, dar în același timp este un stat sărac. Este un stat sărac pentru că a fost sărăcit de astfel de exemple care ni le dați pe ecrane și astfel de exemple care au câștigat milioane de euro în ani de funcții publice, pentru că niciunul nu este antreprenor care să spui, da, domnule, a câștigat milioane, să zicem că a făcut o mică evaziune fiscală și este condamnat. Nu, toți au fost pe funcții publice. Funcția publică aduce putere și bani. Da, ne întrebăm desigur ce se întâmplă la frontieră, ce se întâmplă în VAM, ce se întâmplă la Ministerul de Interne și poate că nu e surprinzător tot ceea ce se petrece, ținând cont că plecăm de la declarația unui polițist de la Vama Sculeni, care a fost prins cu șpaga ascunsă în lenjeria intimă după ce procurorii DNA au făcut descinderi la casa agentului. Însă ei au mai găsit de asemenea bani ascunși și în coșul de gunoi, astfel că el e acum cercetat pentru corupție. Acesta ar fi împărțit bani în toaletă cu șeful său, care este reținut sub acuzarea de luare de mită și va sta în arest la domiciliu. În mod incredibil, tot șeful Vameșilor e revoltat pentru că sumele de bani pe care le-a luat drept șpagă sunt mult mai mici comparativ cu alte vă. Procurorii DNA au descoperit la ofițerul vamal Gabriel Berdea 220 de euro ascunși în lenjeria intimă și alți 150 de euro în coșul de gunoi împreună cu un telefon iPhone 13 Pro care costa aproape 800 de euro. Aceștia sunt o parte din banii primiți mită de la șoferii care veneau din Republica Moldova cu camioane de marfă și care nu voiau ca mașinile lor să fie controlate. Stenogramele procurorilor consemnează discuțiile vameșilor la împărțirea șpăgilor. Îi bogă ție, moment în care colaboratorul numără bancnotele de 50 de euro și râde. Îi bogăție, uăi! Îi cu un singur zero, măi, omule, trebuia să fie cu doi de zero aici, uăi! Potrivit procurorilor, pe lângă el mai sunt și alți vameși care ar fi primit mită și care ulterior ar fi împărțit banii în toaletă împreună cu șeful vămii, Cristian Mancaș. Acesta s-a arătat nemulțumit de câștigurile din vamă, adăugând detalii halucinante. Șeful vămii spune că un coleg de-a lui câștigă minimum 1.500-2.000 de euro șpagă într-o singură tură și promite că va interveni ca să redirecționeze mai multe transporturi de colete. Procurorii DNA l-au reținut și
Da, concluzii. Scurt despre ceea ce se întâmplă și în Vămi, unde polițiștii sunt supărați că nu primesc șpăgi mai mari față de alți colegi de-ai lor. Te rog, Ciprian Purice. Păi, eu m-aș bucura dacă ceea ce a început va continua. Pentru că, vedeți dumneavoastră, toate lucrurile astea sunt legate. Acum o lună de zile vorbeam de droguri. Păi drogurile nu sunt trecute prin vamă fără știința celor care fac controle. Drogurile într-o țară de dimensiunea României, care e o țară mare, intră cu camionul sau cu vaporul prin portul Constanța. Nu intră prin chiloții, știu eu, cărui traficant sau traficante. La fel cu evaziunea fiscală, că tot ne spune domnul Ciolacu. Păi cea mai mare evaziune fiscală e în Vân. Sau de acolo se poate începe. Noi știm foarte clar, ani de zile n-au funcționat scanere, n-au funcționat controle, n-au funcționat cântare de control a camioanelor și a transporturilor. Deci e clar că pentru a face ceva trebuie să fie în Vâmb. Și da. Cu asta sper să nu fie ca acum 12-13 ani, în 2010, când știți, căutam cu toții regina Vămilor când s-au dus Mulțumesc. Pe la Nărlac și pe la Moldova, pe la Moldova Nouă și au luat cu elicopterul DNA-ul atunci și nu s-a mai întâmplat nimic. Vă mulțumesc foarte mult, Cornelia Lalu, avocat, și Ciprian Purice, jurnalist. Atât la această oră. Ne revedem și cu alte subiecte de la Fix.